e mai strâns, să zic, mai puțin formală, mai... Suntem aproape ca într-o familie, nu? Cred că dacă ne strângem la ziua cuiva, suntem mai mulți. Și asta poate avea un mare, mare avantaj, că putem fi foarte deschiși și în același timp să ne hrănim înaintea lui Dumnezeu. Eu așa mă simt. Mi-aduc aminte de grupele de tineri de la Izbânda, nu prea le mai facem acum, dar tot așa ne strângem o mână de, de frați și surori și avem părtășie și împărtășim din cuvântul Domnului și așa o mare binecuvântare când pleci de acolo. Asta poate fi unul din avantajele când nu sunt așa de mulți și toată lumea devine foarte formală, nu? Slavă Domnului! Haideți să citim din Efeseni 6, versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, lua stat toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cerea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Amin. Este un pasaj la care am meditat în ultimul timp și din care Domnul mi-a mi vorbit mult și sunt sigur că așa cum tot cuvântul Domnului are o profunzime incredibilă când intri în detaliu și mai mult și mai mult și meditezi la cuvântul Domnului și e o mare binecuvântare când Domnul îți vorbește dintr-un loc și... Um, mi-a vorbit Domnul din locul ăsta, mai ales versetul 18 pe care aș vrea să mă opresc mai mult. Dar e interesant contextul în care Pavel ne transmite prin Duhul Sfânt mesajele acestea. Și e, e foarte frumos a cuvântul Domnului nu numai că îți deschide ochii și te conștientizează de ce este în jur și de realitățile din jurul nostru și nu te lasă, nu te, nu te lasă doar atâta la o, o viziune mai largă. Și Dumnezeu vine și îți echipează. Și asta vedem în versetele astea. Dacă am rămâne și -am, am scoate versetul ăsta 12 din, din, din context și prin simplu fapt că am înțelege ce spune aici, ar fi o mare binecuvântare, pentru că asta diferențează mult nu, oamenii care înțeleg lupta aceasta spirituală de care are de face orice om până la urmă, o conștientizează sau nu, am, am, fi destul de descurajați, nu? Că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva veac, acestui veac, duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Poate că un om, dacă l-am lăsat așa și l-am scoate din context, ar înspăimânta, Doamne, dar ce se întâmplă cu mine? Eu nu, nu sunt gata să, să, fac față unei astfel de lupte, nu? Ai putea fi descurajat. Dar Dumnezeu, bineînțeles, că nu ne lasă aici și ne spune în versetele următoare, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Um, și asta este frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, că vine, vine, și te întărește și te echipează și nu te lasă um, nu te lasă la un nivel superficial, deși încă o dată, decât dacă ai înțelege lupta aceasta, deja este o descoperire de la Dumnezeu. Deja este o descoperire de la Dumnezeu să înțelegem lupta aceasta. Și, um, e bine și noi să ne aducem aminte, chiar dacă suntem poate de mulți ani pe calea credinței, că nu, nu, nu suntem într-o într -o perioadă de pace spiritual vorbind. Asta va veni după. Suntem într-o perioadă de război. Încă o dată, asta nu vă spun ca să ne îngrijorăm. De obicei, cuvintele astea aduc panică și îngrijorarea în inima omului. Dar tocmai asta spun că în Cuvântul lui Dumnezeu nu rămâi la atât, la îngrijorare și la uh, panică când auzi lucrurile astea. Dumnezeu vine și spune că te poți echipa și te poți pregăti. Dar și noi trebuie să ascultăm de Cuvântul lui. În, uh, Așa cum spuneam, versetul 18 mi-a vorbit mie Domnul foarte mult, și la care am vrea puțin să ne aplecăm, să medităm. Pentru că spune aici, în contextul acesta, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegează aceasta cu toată stăruința, în rugăciuni pentru toți ființii. Și, și amin. Și vedem că după ce descrie Pavel toată, tot acest echipament, spiritual, de care avem nevoie și dacă ne uităm, vedem mijlocul încins cu adevărul, platoșa neprihănirii, picioarele încălțate cu râvna Evangheliei, scutul credinței, poiful mântuirii, sabia Duhului. După, după toate aceste echipamente, deci practic avem echipamentul complet al unui soldat spiritual și ne putem imagina așa, nu? Vine peste toate astea și spune de, de rugăciune. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni rugăciunea nu o include în echipamentul ăsta, că altfel ar, ar fi spus. O scoate puțin în afara, în afara echipamentului și ne, mie personal sau ne spune lucrul ăsta că orice soldat, orice om echipat, orice credincios are nevoie de rugăciune în viața lui. Peste toate celelalte are nevoie de rugăciune ca să facă față. Exact cum spune în versetul 11, îmbrăcați cu toată armătura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Deci avem nevoie de rugăciune în viața noastră. Și um, e bine să ne aducem aminte de, de lucrul ăsta, când avem, când ne trezim, de când ne trezim și deschidem ochii. Um, dar este o sintagmă aici care este foarte interesantă. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cere. Și... Um, Versetul ăsta, dacă am meditat și vă, vă recomand sau vă îndemn să medităm cât se poate de mult la versetele astea. Pentru că au multă învățătură. Nu mai zic să luăm fiecare element al armurii în parte și să medităm la el, cât de mult înseamnă. Dar să medităm și la sintagma asta, în to să facem tot felul de rugăciuni, în toată vremea. Practic, aici Pavel ne îndeamnă să avem o stare de spirit, dar nu numai de spirit de rugăciune, dar să avem și o stare fizică de rugăciune. Ambele, nu, nu face diferența Pavel aici. Nu spune uh, doar la muncă să te rogi sau doar acasă în cămăruța ta, sau nu doar pe drum, nu doar cu voce tare sau în șoaptă, nu doar în gând. El vorbește de un context mult mai general. Faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni. Uh, mă mustră și mă cercetează în același timp și mă și încurajează versetul ăsta, pentru că îmi dau seama că un creștin care are izbândă pe pământul ăsta din punct de vedere spiritual. Și noi știm bine că dacă ai izbândă din punct de vedere spiritual, ai izbândă pe orice plan. Nimic nu te mai dărâm, așa cum spunea fratele. Nu se mai clatină lumea ta atât de mult, pentru că tu știi în cine crezi și știi în cine te încrezi. Um, și îmi dau seama că ăsta este un nivel superior al unui creștin de început sau unui creștin superficial, acela care are o stare permanentă de rugăciune care e gata întotdeauna să se roage, că e în gând, că e cu voce tare, care are doar o stare de spirit de rugăciune, dar să are și o stare fizică de rugăciune. Și mi-a vorbit foarte mult versetul ăsta și să ne rugăm ca noi toți să ascultăm de demnul Domnului din versetul ăsta și să căutăm starea asta de rugăciune, că sunt sigur că nu vine având tot felul de activități care în niciun caz nu ne îndeamnă la rugăciune. Asta nu are cum să vină stând la, eu știu, activități de tot felul. A doua parte a versetului spune, legat de, legat de, același lucru de rugăciune, vegheați la aceasta și este interesant în demnul ăsta că nu și în contextul ăsta la armurii unui soldat creștin, da, dotat spiritual, echipat din toate punctele de vedere, spune roagă-te în permanență, la lucrul ăsta. Un om, dacă nu veghează, dacă nu e atent, întotdeauna va greși. Și un soldat, așa ne imaginăm și înțelegem că în lupta asta spirituală, atunci când nu veghezi, cazi. Nu e suficient să veghezi, dar vorbim de timp, o parte din timp și după aia e ok să nu mai veghezi. Pentru că e suficient ca atunci să cazi. Deci, Domnul ne îndeamnă să avem și o stare de veghere. Și e interesant pentru că de multe ori, probabil că din experiențele noastre fiecărui, atunci când nu am vecheat, atunci am căzut. Nu? Atunci am fost jos, atunci a, int a intrat în mintea noastră tot felul de gândiri, tot felul de, de lucruri care ne, ne, fac, uh, ne fac să nu avem o stare de rugăciune permanentă. Și din potrivă ne fac să avem o stare de, eu știu, de anxietate, de, 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 de frică, de teamă. Um, și nu oricum să veghezi, spune aici. Veghează cu toată stăruința. E, cu toată săruința expresia asta este foarte interesantă pentru că iară din experiența noastră probabil că putem spune când facem un lucru foarte intens și ne concentrăm foarte mult la el îl reușim de multe ori ne iese, când nu ne lăsăm, ne lăsăm distrași de tot felul de lucruri ne concentrăm pe obiectul nostru atunci de activitate și ne iese treaba asta pentru că ne-am dat toată silința așa spune și el, vegheați cu toată stăruința, nu oricum. Când ești foarte concentrat pe, pe, pe ținta ta, atunci o realizăm. Și îmi place încă o dată la, 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 pasajul ăsta pentru că Dumnezeu ne echipează, ne învață, ne spune absolut toți și starea de spirit, cum să o facem. Și Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute ca rugăciunea asta permanentă sau starea asta de rugăciune permanentă să fie o realitate și în viața noastră de creștini și asta să ne ajute să, așa cum spuneam un frate de ună zi, să trecem la următorul nivel, să nu rămânem la un nivel jos, să trecem la următorul nivel. Avem nevoie de lucrul ăsta în viața noastră, să nu rămânem la un nivel superficial. În altă parte, în Tesalonicen, Pavel reiterează gândul ăsta de a te ruga neîncetat. În Tesalonicen 5, o să citesc un pic și din context, 5 cu 15, Lua seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi cât și față de alții, de toți. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, și cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Aici sunt, este o pleadă așa de îndemnuri pe care Pavel le aduce, printre care spune și rugați-vă neîncetat. Și nu degeaba, nu cred eu că degeaba, următorul verset, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Dacă te rogi, roagă-te și mulțumește lui Dumnezeu. Bineînțeles și cu cereri și cu să, te, să ne ajute Domnul să facem față acestor puteri pe care, pe care, le descrie cuvântul lui Dumnezeu și pentru care îi mulțumim Dumnezeu că ne deschide ochii, să le înțelegem și să înțelegem că există, să nu le refuzăm. Dar în același timp El ne și, ne și echipează și ne îndeamnă și ne spune cu ce să ne echipăm ca să facem față acestor, acestor duhuri și acestor lumi spirituale. Slavă Domnului, mulțumesc mult de gând și amin.